În această perioadă se fac demersuri pentru dotarea aeroportului Ștefan cel Mare cu ambulanță de tip B. Anunțul a fost făcut de șeful administrației județene Cătălin Nechifor, care a precizat că la aeroport există personal medical care să opereze pe ambulanță. În această perioadă facem demersuri pentru ca la aeroportul de la Salcea Ștefan cel Mare să primim, sunt încă discuții referitoare la modalitatea efectivă, să primim o ambulanță specializată tip B2. Luăm în calcul fie instituirea unui punct fix la aeroport al ambulanței de la Suceava, fie transferul în patrimoniu aeroportului acestui utilaj, acestei ambulanțe tip B2, în condițiile în care la aeroportul nostru există personal medical pe studii medii, e vorba de asistente, și care pot să deservească această mașină specializată în situații neprevăzute. Președintele Consiliului Județean Suceava a precizat că în perioada 14-15 noiembrie va avea loc la Sucevița adunarea generală a Asociației Aeroporturilor din România. Va avea loc la Sucevița o adunare generală a Asociației Aeroporturilor din România. Suceava va fi gazdă în acest sens. Vor fi aici prezenți reprezentanți de pe toate aeroporturile din România, dar și factori de răspundere la nivel guvernamental, în dorința de a discuta o strategie mai complexă, așa încât fiecare zonă cu posibilități de aviație deja dezvoltate sau în curs de dezvoltare să poată să-și facă un loc în piață și în felul ăsta să putem asigura servicii de transport aerian într-un model complementar.